Chiar dacă mulți dintre pensionari au venit cu dosarele gata pregătite, unii dintre ei nu știau ce actele trebuie. Dar merge copie? Ce? Ca să-l luăm pe celălalt în stațiune, să facem copie, să vă lăsăm dumneavoastră copie. La biletul de trimitere. Biletul de trimitere de la medicul de familie, luați pentru stațiunea care vă trebuie, la noi se pune o copie, exact cum scrie pe toate ușile, iar cu ăla mergeți în stațiune. Am zis, cine nu are bilet de trimitere de la medic, să meargă să-și ia. Mulți dintre pensionari preferă să meargă în stațiune în sezonul rece, deoarece cheltuielile sunt mult mai mici. Mai mulți pensionari alegem acest sezon pentru că sunt bani foarte puțini, pensiile sunt mici și îmbinăm plăcutul cu economia. Deci, ne tratăm și oasele și organismul, ce este nevoie. Și facem economie și de lemne acasă, de căldură, că e destul de scumpă. Alții însă vor să meargă după ce termină cu muncile agricole. Păi n-am putut, am avut muncă. Vă mulțumim și cu un bilet refuzat de către altă persoană? Sigur că da, este șansa noastră. Cele mai multe solicitări au fost pentru stațiunea Băile Herculane. Singura stațiune unde nu am putut să facem față solicitărilor a fost stațiunea Herculane, deci acolo au rămas persoane nerezolvate. Cele mai multe bilete de tratament, peste 30, au fost pentru stațiunea Olănești.